Demisiile în alb depuse de precedentul executiv nu au fost cerute de mine, nici nu au fost luate în seamă de mine. Nu m-au interesat. A fost o inițiativă dată de euforia acelei nopți, când s-au strâns ei la guvern sau nu știu unde și au scris niște demisii în alb pe care le-au dat domnului Mihai Busuioc, fostului secretar general, probabil și viitor. Nu mă interesează acele demisii în alb. În ceea ce privește domnul Mihai Tudose, noi am cerut și nu-i cer acest lucru și îmi doresc să nu mai trecem prin ce am trecut. Nu mă interesează schimbarea legii, nu știu dacă se va schimba sau nu. Ca și în cazul precedent, am investit încredere și în Mihai Tudose. Pot să vin și cu un amănunt. În toată lumea, în toate democrațiile, președintele partidului de guvernământ este propunerea de prim-ministru. În momentul în care acest lucru se poate întâmpla și la noi, este calea firească.